Bună seara, doamnelor și domnilor, sunt Ioana Mârza și vă prezint jurnalul Știi TV. Cele mai profitabile afaceri din județul Mureș au fost premiate aseară la cea de-a 20-a ediție a topului firmelor organizată de Camera de Comerț și Industrie Mureș și găzduită de unul din marile restaurante din oraș. 815 firme din județul Mureș, cele mai reprezentative, au fost premiate aseară în topul firmelor mureșene. Dintre acestea, 435 au ocupat primul loc la categoriile corespunzătoare profilului, iar 680 sunt laureate ale primelor 3 locuri. La întocmirea clasamentului au participat 15.670 de societăți comerciale care au depus bilanțul contabil la Direcția Generală a Finanțelor Publice Mureș. Premiem excelența în afaceri. Ne bucurăm că au ajuns pe podium un număr de 815 firme, din care pe locul întâi 435. Ierarhia a fost realizată după analiza a 5 indicatori de performanță. Cifra de afaceri netă, profitul din exploatare, rata profitului, efortul de dezvoltare a capitalului social și efortul eficienței, eficiența resurselor umane. Prezența în catalogul topul firmelor reprezintă o carte de vizită pentru antreprenorii mureșeni. Nu facem altceva decât recunoaștem câteva calități pe care acești oameni din sală le au și în fiecare dintre ei pot fi identificate. Calități care fac din oamenii aceștia nu numai premianții de ocazie, ci sunt temeiul dezvoltării județului. Județul Mureș rămâne constant în ceea ce privește economia și ocupă un loc fruntaș în județele profitabile. Noi rămânem consecvenți unor, hai să spunem, talente ale noastre, ale mureșenilor, în ceea ce privește anumite ramuri de producție. Suntem în țară cei mai buni producători de medicamente, atât ca număr de fabrici, cât și de producție. Suntem în țară cei mai buni producători de mărfuri și bunuri alimentare din lapte și din carne. Suntem în țară cei mai buni meseriași în prelucrarea lemnului. Și exemplele pot continua. Unul dintre afaceriștii premiați în top ne-a dezvăluit care este secretul său. Deci prin munca. Asta este cheia succesului, munca? Doar munca. Totuși, munca, alături de o reinvestire continuă a profitului, pare să ducă la o creștere a afacerii de la an la an. Acum facem o investiție, o să facem o fabrică nouă, în valoare între 5 și 6 milioane de euro. Pentru standarde europene, nu există la noi în țară. La eveniment s-au acordat și diploma și trofeul de excelență. PPMT Mureș propune înființarea Fondului Monetar Național Secuiesc, constituit din donațiile maghiarilor, format din specialiști voluntari și având rolul de a consilia primăriile din județele cu populație preponderent maghiară. Președintele PPMT Mureș, Portic Vilmoș, a anunțat că organizația va propune înființarea Fondului Monetar Național Secuiesc, având rolul unei bănci naționale secuiești, care să fie constituit din donațiile maghiarilor prezenți la evenimente precum Marele Marș al Secuilor de duminica trecută. Fiecare dată când o să aibă o asemenea manifestare, ca oamenii care sunt prezenți să putea să doneze chiar monezi de un ban, se poate construi, de exemplu, Fondul Monetar Național Secuiesc, care, pe lângă care se poate face un consiliu din personaje care sunt de specialiști în domenii bancare. Acesta ar urma să fie administrat de un consiliu de specialiști voluntari. Suma ar urma să fie donată într-un cont bancar, iar consiliul ar avea rolul de a analiza și decide asupra oportunității folosirii banilor vis-a-vis de orice inițiativă care privește comunitatea maghiară sau lupta pentru autonomie. Poate să rezolve sau să consilieze primăriile, de exemplu, să le dea consiliere în domeniul bancar, în domeniul monetar și poate să aibă, să culeagă
informații economice despre situația financiară a Ținutului Secuiesc. Întrebat dacă acest organism nu ar excede cadrul legal, Portic a răspuns că Fondul Monetar Național Secuiesc ar trebui să aibă doar rolul unei bănci naționale secuiești. Economistul Corneliu Grosu ne-a declarat că inițiativa înființării unui fond care ar sprijini comunitățile din alte surse decât cele de stat este binevenită în situația în care bugetele sunt în scădere pe plan național. Atâta timp cât sursele de constituire, sursele bănești de constituire a fondului, managementul, dimensiunile, pentru că sunt stabilite în lege anumite dimensiuni ale acestor fonduri, destinația banilor pe care acest fond o alocă, sunt controlate de aceleași norme sau oarecum cu aceleași norme bancare. Ele sunt, trebuie să se autorizeze și atunci devin legale. A consilia o primărie de unde se află în această țară este foarte bine. Este foarte bine, pentru că în județul nostru avem un număr important, mare, adică de primării care nu se pot susține financiar și care așteaptă o minune întotdeauna la rectificare de buget și, știu, vezi, Doamne, spre sfârșitul anului mai pică bani de undeva. Portic a declarat că acest fond este necesar în această regiune care ar trebui să fie autonomă. Cultura mureșeană dă dovadă de armonie și noutate. Două edituri au lansat aseară primul roman al scriitoarei Livi Kiș, Dincolo de noapte, în atmosfera caldă și primitoare a Clubului 30 din cadrul cinemaului Arta. Elementul de noutate al poveștii de dragoste îl constituie faptul că a fost gândit într-o limbă și scris în alta. Prima carte lansată a scriitoarei Livi Kiș a reprezentat și prima colaborare dintre două edituri. Romanul Dincolo de noapte a fost lansat aseară cu sprijinul Universității Cultural-Științifice din Târgu Mureș. Am putut ca Universitate Cultural-Științifică să sprijinim un astfel de eveniment în spațiul acesta Club 30, care dorim să fie un loc de dialog, un loc de discuții prietenești deschise. Seara aceasta este lansarea cărții mele, primei mele cărți, Dincolo de noapte. Eu spun că este o carte despre viață. Editorii au spus că este vorba despre o carte de dragoste. Ambele sunt adevărate. În carte există două părți complementare, realitatea prin povestirea faptelor din viața scriitoarei și ficțiunea prin continuarea imaginară a situațiilor reale, alta decât cea care s-a petrecut în realitate. Am luat pur și simplu momente din viață pe care le-am construit mai departe. Și aici a intervenit ficțiunea. Un element de noutate l-a adus faptul că romanul a fost gândit în limba maghiară și scris în limba română. O poveste de dragoste așadar gândită în limba maghiară, scrisă în limba română și editată de două edituri, pentru că în timp ce unii spun răspicat peste tot că ne unește cultura, noi demonstrăm că ne unește cultura. E un experiment interesant și sper să fie și reușit. Romanul a fost tipărit în 300 de exemplare și este disponibil publicului începând de astăzi. Iată și prognoza meteo. Acestea au fost știrile locale. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară cât mai plăcută în continuare. La revedere!